pic la sunetele jocului. Asta le dăm încet. Alo? Mă auzi, mă? Da, tu mă auzi? Da, da. Mă auzi bine? Tot perfect. Sunt pe căști. Mhm, super. Bun, dau drumul la stream și eu. Dai, dai. Hai că uite numai ce-a început. Să nu-i să pui delay. La stream? Da. Mhm. Vorbești, vorbești, Meciu? Da. A, e Bogdan pe la tine? Nu. Da, e Bogdan pe la mine, adică da, pe la mine. Ceau, Bogdan. Te salută, Gigi. A, nu mă aude, că sunt în căști. Nu, nu te aude că sunt pe căști, că altfel se aude prost. Nu, dar așa se aude perfect, să știi. Dar eu nu aude pe mine. Te cred. Eu l-aud. Nu, nici nu te aude. Ba, l-aud. Îl auzi? Da, că se aude destul de tare. Da, auzi că te aude. Păi, fiți atenți, eu sunt Hype Man. Hype Man. Da, eu numai sar din spate cu un Eyo! Ok, păi ok. Nu, Timbaland atunci, mă. Timbaland. Timbaland. Stai să mă duc niște apă, că o să am nevoie să beau. Yeah, boi! Boi! Băjeții, hai să vedem dacă reușim să facem un match bun. Dar nici nu am întrebat câte meci o să joacă în pula mea. Ah, well. What you gonna do? A, cât versus Windoggy, dacă nu mă înșel. Versus Windoggy. Ia uite, vedem primul ban. Uite așa, pac. L-am salvat. Îl punem și pe... Îl punem și pe... Cum se numește? Facebook? Las vrăjeală, bate weapon sau nimic. Atos, Citrix Team versus... Windoggy. Stai că trebuie să facă, știi, mea? Versus cine-i dincolo, mă? Windoggy. Windoggy, ăștia-s Windoggy. Da, 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 uite, vedem bani de Disruptor, că au văzut că joacă Crispy Bacon Disruptor, știi? Deci nu e Atos Corp Hack Team, futu-i. Nu, și ținut să-mi spună că... Că bă, băieți, nu e... Uite, fii atent, o banat Disruptorul lui Crispy Bacon și Meduza lui Floppy. Mm-hmm. Știi? S-a uitat la meciuri. Vezi, e util că streamuim și noi. Păi e util că streamuim și noi, nu? Bunny Walker și Sven s-au uitat și ei la Ding... Nu știu de echipa... Cum ai zis că e aia la... Windoggy, mă! Windog... Pula mea, Doggy, știi? D-O-G-E. Doge. Windoggy. Windoge. Doge. Bra, Ryan first pick. Da, păi lor un suport cu double disable. E foarte jucat patch-ul ăsta. Odată ce ai pus un dagger pe el, îți permite niște inițieri și ganguri foarte, foarte bune. Nu? Așa trebuie. Da, da, da. Dă-i drumul că eu mă ocup de chat. Cât de chat? Cât de ore avem? 12. Mă duc pe mă. Da, păi stream-ul e de vreo jumătate de oră. Am înțeles, am înțeles. Stai că dau și eu drumul la... Am dat drumul la stream, dau drumul și la Twitch. Warlock, uite ce frumos. Ia, stai că salt up. Îmi place cum joacă băieții. Bă, stai mă că... Cine se aude? Stream-ul. Warlock, frate... Ce drept n-am mai văzut un Warlock să conteze de mult timp. Cum nu, man? Warlock-ul contează tot timpul. Mm. În ultima vreme n-am mai văzut jucători de Warlock. Tu crezi că asta e sigur, deci meciurile astea sunt sigur pregătite. Deci astea sunt pregătite cu strategie, frumos, e calculat tot. Probabil o să avem niște meciuri foarte interesante în seara asta. O să vedem un pic cum, na, reali contender la titlul cel deține Toluna deocamdată. Avem fani de ambele părți, și Windoggy și ea cât pe chat. Doamne ajută să ne shout să out. Trăiască. Shout out. Frate, păi trebuie să scoatem pennant-uri și cucatul, nu merge așa. Ce? Să scoatem pennant-uri, să fie fanii acolo, să-și dea, să-și cumpere pennant-uri și... Treabă serioasă, mă. Mm. Nu știi. Îți curios câte merge și să joacă, că nu mi-aș zis. Bă, eu am căști, dacă vrei să auzi și ce vorbim și ce mai e prin joc și din asta ce zicești, Gigi, poți să... Exact.
Exact. Pe aia zic. A, ai și tu căști, mă. Bagă două căști. Da. Bagă tu două căști. O gărmege ai. Bun. Un erou iară puternic. Frate, e infect la un erou de Intel cu 5 HP regenerare. O grem, da, și destul de multă armură, aia e partea interesantă și HP. Păi începe cu 6 sau 7, nu mai știu. Mm-hmm. Am jucat de curând zile trecute, mi-a mers foarte tare cu Etherlands, pe ăla scuios dacă și băieții să-mi facă la fel. Deci e, când da, dai bun, slow-ul dai, ăla... Dai de la Dumnezeu, din grădină dai. Da, din grădina Raiului. Am de acolo. A, uite și vedem un Dazzle sus, îmi plac suporții ăștia. Da. Poate Dazzle vedem un pic de ax. Dazzle cu Disable, Warlock, Aure, Ogre... Ce zici, vedem un ax ca și counterpick de Dazzle? Dar nu-i counterpick la Dazzle axe-ul. Cum să nu, că dai ultimata prin ăsta, Shadow. Păi da, dar ăia de sus trebuie să baneze, acum banează ăia de jos. Păi irelevant. Slarcu, da, mai e ok. Slarcu e supra puternic pe acel ăsta. Hai să vedem dacă își banează axe-ul, că na. I-am mai văzut jucând așa, știi, să picuie Dazzle și să baneze axe. N-ai cum, n-ai cum. I-am mai văzut. Na, păi dacă ne uităm la ei, probabil că Lion o să facă un blink sau să încerce pe blink dacă nu merge el pe Mac. Dazzle o să facă Arcane into Mac, probabil. Știi ce cred că o să baneze? Zeus. Zeus? De ce zici asta? Numai aia de sus, nu ăștia de jos. Aia de sus? Zeus sau Cop, sigur e banat meciul ăsta. Păi, de ce, man? Pentru că tocmai de-aia e Dazzle, să te scape de furia lui Zeus. Mag. Mă, ce-i drept chiar, uite, alt erou care cam dispărut, eu nu l-am mai văzut unul în timp, nu mai știu când. Tu luai bătaia de la 1. Da, așa mă bucur că-l văd mai rar în pana mea, că parcă match de match era Spectru sau Anti-Mage. Se joacă Best of 3, man, iauzi, GG Sal. Avem o serie mișto astă seară. Înseamnă că jucăm până la 1 noaptea în pula mea. Da, acum ce să și faci, viața e dură. And then you want some. Pic. Dacă nu banează, sigur îl pic, e n-ai cum. Acum o să fie offlaner-ul. Acum o să fie offlaner. Ce crezi că o să vină offlane? Sus sau jos? Păi jos să-i sla pic acum, Atos, Citrix team. Păi ei jucau flop, ei jucau asta, o Meduza, dar eu luat-o. Viper. Viper poate să fie și mid și offlane, până la urmă. Da. E așa, e un pic înșelător, poate să fie oricum. Și este un pic care forțează un pic mâna celorlalți. Un pic care forțează un pic, a? Vor să vadă, da, e un pic care forțează un pic de partea cealaltă să se mai arate din strategie. Bă, dar Scof e pe stream, bă, de ce e Scof pe stream? Că-l văd pe chat, măgarule. De fapt și Just for LOL e unul dintre ei, dar nu mai contează că e streamul cu delay de 2 minute degeaba la o. Mă ales și eu. Ce la 2 minute? Unde-i? Albuțăun? Gata. Am mărit și eu la 2 minute. Bă, suntem la 16 viewer, dintre care 2 sunt oamenii din joc, culmea. Trebuie să avem mare grijă ce cum vorbim despre World-uri, trebuie să ne punem păi, un nume de fapt. Păi, m-am cam obișnuit, n-ai văzut că și meciul trecut, dar tot nu e ok, nu știu, parcă nu sunt... La fie, e delay, mă doare în pulă. Suntem 17 oameni pe stream, bine ați venit, o să vedeți. Bine v-am găsit. Ia cu pâine, luați o prăjitură, stați o vreme, ascultat aici. Ia cu pite erau ea, mă. Da, știu. A, uite, Timbersaw pe offlane, da, nice. Păi, acum ne trebuie mid-ul și carry-ul, nu? Bă, Timbersaw e un erou bun luat. Mid-ul o să vedem Windranger, dacă cei de la cât o să joace ca până acum o să-și iau Windranger-ul mid. Mm-hmm. Și da, ce mai jucat? Joacă, și Cop. Joacă bine, vei. Și Cop, da. Și Cop de-aia ziceam că probabil Cop-ul banează. Silențiu a jucat mid-ul pentru a cât. Floppy a fost offlane-ul, Sharpe a fost carry, dar nu știu, nu mi-a plăcut de el ca și carry, nu... Adică o farma, dar nu a făcut the play. Crispy Bacon nu era suportul, nu? Crispy Bacon era suport pe offlane, da, cu Disruptor, dar acum nu mai are Disruptor, probabil că o să joace Ogre. Cel mai sau suport. Warlock. Și Fish o să fie celălalt suport.
Sus nu prea știu rolurile, că nu mai țin minte, am văzut un singur meci de la Windoghe. Nu știu de unde l-am luat, l-am găsit în bucătărie, ia liniștit. Ia toate, ia toate. Weaver, what? Safe lane Weaver? Ar putea să fie și offlane. Uiți că l-a jucat Floppy, bă, ții minte că a jucat Floppy la un moment dat Weaver și eu tâmpit. Da, mă, ai dreptate. Oh, nice, înseamnă că Viper o să fie mid-ul. Și joacă Silențio. Și atunci, da, și uite, a luat copul dincolo. Foarte tare. Cop, Viper. Copul versus Viper pe mid e ok, sincer. Adică pentru Viper e ok. E un duel între care se face diferența de skill-ul jucătorilor. Cam așa, bine, dar Viper-ul poate să skill-ul corrosive skin și se cam pișe pe dagger-ul lui Cop. Deci probabil că nu o să joace la dagger harass. Dacă e deștept. Da, acum rămâne de văzut. O să fie de văzut dacă are run control foarte bun Queen of Pain și un ajutor de Lion, îi salut, câștigă Lion-ul. De partea cealaltă, dacă are Ogre Mage, nu poți, nu poți. Deci Viper-ul dacă îl ganchezi și are cumva corrosive skin-ul la maxim, mor sigur, ori tu, ori ăla care veni să te ajute, știi? Deci dacă îl ganchezi în turn. Dacă îl ganchezi un pic mai încolo de râu, știi, ești ok. Îl omori, îl omori, da. Îl omori, dar te omoară și el pe tine, știi? Moare cu ceva de gât, mai ales dacă bagă în corosul skin. Eu zic că First Blood o să se dea, nu știu dacă, nu zic că din prima la rău, dar o să dea First Blood-ul pe mid, nu o să se dea pe safe sau pe offlane. Și o să se dea pe mid la o rună. More or less, uiți că ai ogre, știi? Na. De exemplu, să pui ogre cu Weaver-ul pe parte, știi? Păi da, asta o să se și întâmple. Cred. Vedem, vedem. One way to find out. Na, un spectru ban, da, deci hard carry scoși ca să poată să aibă impact Viper-ul și Weaver-ul, că altfel anti-mage-ul și spectru te nenorocesc. Sven, Slark, anti-mage, deci orbanat un mid și, adică un core și patru carry în pana mea. E clar de ce le frică, știi? Au scos powerhouse și de căratul late. Și dincolo orbanat Trax, da mă, la line-up ăsta Trax pe un Viper și Weaver le dădea bonusul ăla, e superb. Dar cu toate astea, cred că nu ori counteriți un potențial următor pic. Cred că potențialul următor pic e VR-ul, sau, dar nu știu, că ar fi prea squishy atunci toată echipa pe A, da. Iar l-am discuția aia că trebuie stream-ul cu 7 minute delay. Nu o să fac 7 minute delay, că după aia trebuie să stau să fac, când trebuie să pompurez stream-ul, să mi se facă bucăți video și mai mult de atât la sfârșit, după ce se termină jocul, eu trebuie să aștept 7 minute până să opresc stream-ul și n-am răbdare de genul. Dar eu nu cred că e o problemă, adică na, nu mă gândesc că o să intre lumea să uite pe fucking stream, cât de paranoia să fie. Ba, așa o să fie, o să fie și o să fie discuții. Eu îl măresc la 4 minute. Eu nu mai măresc acum, că îmi face video bucăți, dar na, poate pentru al doilea match, nu știu ce să zic. Eu îl fac la 4 minute, îmi bag picioarele. Acum și băieții, trebuie să dea dovadă de un pic de, uite, Ember Spirit, man. Nice. Ce zici de ăsta mid? Sau safe lane? Ba, Floppy e clar off lane, uite-l că și vedem cu Ivar-ul. Crispy Bacon. O să fie Ogre. Da. Faci intro-uri? Hai să le scriu la băieți, că nu-mi convine că sunt pe stream. Păi ar trebui să-și audă că, bă, băieți, fiți fair play și ieșiți. Da, ei văd ce le zice. Da. Adică data trecută au văzut ce ne-am scris. Da, dar nu-s toți, stai că erau deconectați, mai le mai scriu o dată. Sucul ăla dau bani. Să-și pula și îmi dai bani. 6-6 part în casă, mă pula. Ce facem aici, ne jucăm? Da, aparent. Asta e de tot liarele din nou cu geaca. Nu trebuie să înțelegi, trebuie să... Da, da, absolut, nu, e... E o propunere. Băiețel. Might as well. Ok, man, deci hai să introducem Akhtui jos, deci l-avem șarpe pe ogre, de obicei juca carry. Vedem pe Silențio pe mid, probabil.
Fish o să fie pe Warlock, îl vedem pe Crispy Bacon pe Viper și Floppy o să fie pe Weaver, l-am mai văzut în postura asta pe offlaner. Să vedem dacă o să joace la fel. Sus, Cipicu pe Coop, Knight, MRE. Păi ce faci? Timber. Eu zic că era altă echipă. Dă-i drumul, ce? N-am nicio treabă, dar nu ziceai nimic, dormeai. Bă, frate, frate, scandal. Deci de partea cealaltă, doamnelor și domnilor, în compoziție de 5 jucători. Ca la Dota. Problema asta și mie pe zonă. Ok. Avem poziția următoare. Probabil fifth position, Dazzle, suport foarte bun. Tot timpul a fost în toate patch-urile. Fourth position, deși nu sunt super sigur. Lion-ul o să fie probabil na, cu gang-uri, cu suporteală, cu ceva. Scoff the Scroff. Am uitat pe Dazzle, este Urago DC, nu știu ce e. Mid-ul, Cipicu pe un Coop, sunt foarte curios cum o să fie performanța lui pe Coop. Mid, offlane, un Timbersaw care a revenit în meta, Timbersaw e un erou foarte puternic acum. Pe jucătorul Nightmare, dacă citesc bine. Dacă nu, eu nu pronunț chestia aia. Și Black Leech, carry-ul ales de cei de la echipa, cum era, Doge? Era, nu știu, ceva cu Doge. Oricum, două echipe cele mai puternice, top 3 cele mai puternice echipe în momentul ăsta la Atos. Sau top 4, că am înțeles că asta e semifinală, posibil să fie top 4, din ce am înțeles top 3, din ce mi s-a zis azi. Da. Gigi? Ah. Vorbește în continuare, că vorbești ceva pe Skype. Vorbește tu în continuare. Glumesc, boss. Na, okay. Am vorbit cu băieții, le-am zis să iasă de pe stream, să nu existe niciun fel de comentariu. Eu sunt de acord că 2 minute e bine, am jucat și anul trecut toată competiția, așa, n-ar trebui să ne băgăm în chestii din astea. Cum o zis și Johnny pe stream, nu ar trebui să dăm dovadă un pic de fair play, sunt colegi cu colegi, nu ne așa și pe dincolo. Și nu de altceva dacă să nu există comentarii în pula mea, că lumea când e supărată că pierde sau mă știu eu, poate să inventeze orice poveste și orice ei spune în momentul ăla nu mai te crede pe cuvânt, mai ales corect. Când e bătaie. Facem treabă fair play, facem treabă profesionistă, chiar dacă suntem fani și urmează o competiție între teoretic casual players. Așa că hai să avem un... Cum facă ea la box? I want a fair game! No! No? Play nice, ladies! Bun, momentan așteptăm să își revină... Plus probleme cu RDS. Unul din jucătorii celor de la Doge au... sau cei de dincolo, nu știu, mă rog, au un pic foarte mare. De la ploaie. De la ploaie. Frate, e frig, s-o stricat firul. Eu-s cu geamurile deschise, dar mi se rupe. Ia uite, avem 21 de view-uri. Bă, oricum n-ai cum să faci stream snipe. Stream snipe înseamnă să fii la momentul potrivit, la locul potrivit. Asta nu se întâmplă din cauza 2 minute. În cel mai rău caz sunt aware de niște ward-uri, dar o să se vadă clar dacă cineva știe unde sunt ward-urile. Deci nu mi-aș bate fucking capul. Hai să jucăm Dota, ne concentrăm pe ce e important, pe faze, pe, știi tu vorba aia, pasiune, crimă, știi toate alea. Toate ale. Și pedeapsă. Și pedeapsă. No, oricum, line-up-urile mi se par, cum să zic, mi se par puternice amândouă, cu mențiunea că de partea celor de la Dire mi se pare un line-up un pic mai squishy. În afară nu, de Timber și e un pic mai squishy și e un pic mai, adică nu știu, pentru că vezi, e copul cu Timber-ul care au AOE și au AOE greu. Uh-huh. Și pe AU cu un single target care e pur și simplu, e bolan, nu dai crit-ul sau nu dai crit-ul, e ceva de genul. Uh-huh. De partea alaltă însă, aici e un PA care o să care și un Timber cu cop care au un damage așa de fundal, un nuke și un constant damage de pe Timber sau care e foarte bun. Dar în materie de single target cu Weaver, Viper, Ember e nenorocire. Deci late
Cred că e o chestie de duel al BKB-urilor, o chestie de duel al farmului care o să spună cuvântul în cele din urmă. Mm. Bineînțeles, spunând chestiile de bază cu poziționare și bine, timing dar și etc. Hai să ne mai uităm la o chestie. Dacă e să te uiți cum se activează line-up-urile astea, line-up-ul de la Dire, poți să faci foarte repede gank cu Copu, cu Lion-ul și cu Dazzle-ul, da. Știi, constant, în timp ce Timber-ul stă un pic pe offlane până își face iteme, la fel și PA-ul. Depinde dacă PA-ul păzești sau nu. Mă și aștept de la Lion să fac o rotație mid, cel mai probabil, dacă nu două chiar, pentru că o rotație cu succes, cum ziceam, poate câștiga lane-ul. La fel și pe partea asta altă, Ogre poate să facă la fel, da, Viper-ul. E... De poziționările, sau să zic așa, pozițiile, materie de picuri, îs curios, it could go any other way. Nu pot să zic că mi se pare un line-up mult mai slab, net mai slab sau inferior celuilalt. Nu, sunt destul de ok, sincer. Însă, un lucru trebuie să observ, că e Ogre cu stun și e Ember cu un Searing Chains și ultiul de Warlock. Care, nu știu cât o să puce el să prindă pe 4-5, probabil o să dea pentru 1-2 și probabil oameni importanți. De partea cealaltă, în materie de stun, e Lion cu Hex stun. Iese, ce face și... Ogre acolo? Has painted, o pus crom pe apă, man, ești nebun. Cromix ar fi mândru. Dă-o tău, bă, ce frumoasă e apa. Ce mai frumoasă? Ok, lac de unghii, frate. Îl vedem pe Timber-ul să meargă direct bottom, nu o să-i pese foarte tare de rună. În schimb, cu echipierii lui par să se ducă la runa top, la fel și AKT-ul. Hai să vedem dacă iese ceva din toată șmecheria asta. Ăsta smog nu vă să aibă niciunii. No, și-o dau direct. Dar văd că evită fight-ul cei de la Dire. Da, Ember-ul la runa jos. Evită fight-ul pentru că... Fii atent, o luat ambele rune, man. Da, și asta pentru că Timber-ul pleca foarte târziu din bază. Timber-ul a stat la bloc, știi? Și simte-l pe Floppy. Floppy e pe safe lane pentru a cât nu mă așteptam. Silențiu cum așteptam pe mid. Warlock-ul cu Viper și cu Ogre o să fac un trailing top, îmi place asta. Ce tare, deci ce tare, nu pot tare, tare. Și dincolo, dacă vrei să-i prezinți tu cum s-au aliniat. Dincolo s-au aliniat cu, da, Dazzle-ul era absolut de așteptat să fie lângă pe A. Lion-ul nu fac trailing, deci Lion-ul nu s-a dus pe safe, ci s-a dus să-l stea cu Timber să-i asigure, probabil farm-ul, da? Și un pic de presiune pe Weaver, bineînțeles un kill ar fi foarte util. Ember-ul, într-adevăr, cum zicea Gigi, s-a dus mid și copul de cealaltă parte. Și deja top, nu schimb doar de HRS, este doar un schimb de HRS. Ce zici, Gigi, de decizia celor de la Dire să pună Lion-ul jos și nu top? Cred că o să se răzgândească, că ăștia doi sunt range în primul rând. Sau, de fapt nu, s-o spart trailane-ul de top. S-o spart trailane-ul, până la urmă au venit Ogre-ul pentru că și-a dat seama că... Practic, într-un fel, Lion-ul jos e condiționat pe cei de la Citrix să vină... Da, să vină putea să meargă și invers, liniștit. Da. Dar na, am văzut că trailane-ul poate să meargă în oricare din două direcții. Știi, ori merge foarte bine și îți câștigă lane-ul... Ori se duce dracu tot, exact, și te trezești cu... suporți under level și așa mai departe, știi? Da. Dar vom vedea cum decur lucrurile. Deocamdată vedem la farmer top-ul e Ember-ul și Weaver-ul, 7-6 și PA-ul. Ce zici de faptul că Copu are 0 creep shot din aia? Da, asta vreau să subliniez și eu acum. Cumva e ciudat. Să fii cu Ember, știi, și să ai farm-ul și deny-ul mai bun decât un cop. Adică trei, dacă nu greșesc, sunt trei rânduri de creep care au venit până în momentul ăsta și copul e la 0 creep. Cred că s-a concentrat un pic pe HR și dacă te uiți are și damage luat, nu știu ce face. Foarte ciudat. Mai așteptăm un pic până își revine lagul la băietul. No, ce să și faci? Am uitat o chestie. Ghetto vrea să fie și orchester cu noi. Care? Ghetto Olimpic? Da. Nicio problemă, mie îmi place vocea lui pe stream.
Mă, și eu sunt ok, dar am zis că nu știu dacă trebuie vorbit cu Johnny înainte sau nu, sau la meciul ăsta îl putem lua liniștit. Păi cât timp participă la Corpeg, atunci o să decidem, că și data trecută au fost ori dintre jucători. Nu, el zice așa cum înseamnă, sau... La meciul următor poate să intre liniștit dacă vrea, știi? Deci nu am nicio problemă. Ok, și-o da go, băieții. Scuze, scriu, vorbește tot între timp. Nicio problemă. Deci după cum am zis, midul e clar în favoarea lui Silențiu. Au mai dovedit în două meciuri că joacă un mid foarte bun. Și din punct de vedere al farmului și din punct de vedere al gankului. Bine, poate un pic la gankuri a fost mai slow, dar ulterior în joc și-o juca rolul foarte bine. Au prins, i-a jucat Winrunner, de exemplu, și-o prins niște shackle-uri grozave. Tot timpul și-a legea țintele bune. Na, în principiu a fost ok. Ce din aia o dat-o? Scuze. Da, nu, eu mă uit pe top lane acum. Știu, că văd. Pe mid... mă uitam bot și a fost drăguț. Pe mid Silențiu are deja bottle, se duce, găsește un regen. Bot s-ar putea să vedem primul first primul kill al jocului. Ue, cât da, armură eu luat. First blood, da, și acum, da, ce frumos blocul de ogre și poate vedem un... Nu, 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 pe o, nu, pe nu se mai riscă, n-are mai rost. Da, Floppy a făcut first blood-ul și l-am prins. GG mie. Da, da, și eu l-am prins după aia că ne-ai zis. Da, și în momentul ăsta, uite-te puțin la last hits, dar nu știu ce să 15, zic. 15, 13, 10, 10, da? Viper-ul are mai mulți ca mid-ul, frate. Mid-ul acum începe să... Cop începe să adune câțiva creepy, acum sunt creepy la el pe deal. Deci o să aibă o șansă la creep mai ușor. Nu, pare să fie puțin dominată totuși copul de către Ember. Mai mult decât puțin. Da. Mai mult decât puțin. Uite, un pic bun versus cop, pentru că shield-ul ăla, știi cum, mai ales la început, pe cop, e mana, foarte mana dependent, știi? Și când vrea să-și dea burst-ul cu de obicei cu Haresul să țină departe, dacă dă în shield-ul ăla, e degeaba, știi? Îl anulează și atunci rămâne și fără mana și fără damage dat și... Da, uite cât de bine controlează mid-ul Ember-ul. Da. În principiu se cam câștigă, trebuie să vedem, probabil o să-i ceară o rotație. Ok. Deocamdată în materie de ward-uri, dacă ar fi să ne uităm la vision de pe artă... Ghetto Olympic lucrează la una din companiile astea? Păi pe mine mă întreb, man, întreabă pe el. Păi nu, știu că tu erai prieten cu el, nu? Eu l-am cunoscut printre voi. Nu încearcă să se țină cât poate de bine PA eu deocamdată. Îl are pe Dazzle, eu nu văd și acolo mor. Este Harass, de e Harass versus PA, că dacă te apropii, e doi range care, știi, da, gândește-te ce se întâmplă în momentul când se activează PA-ul, că nu poate să... Nu ai cu ce să-l oprești, știi, decât să-l burst-ui repede și nici aia nu merge, știi? Da, numai că îl pot kaita ușor, că dacă dăm Viper și aslode se nenorocește, dacă dăm Warlock Viper-ul îi dă cure, da. Și, na, tot degeaba, știi? Da. Dincolo, Silențiu în continuare domină lane-ul, domină grav lane-ul. Akasha este la 8 creep și Ember-ul la 30, e un lane câștigat. Dacă nu se întâmplă ceva în următoarele 2 minute, o să fie destul de urât, pentru că o să vedem travel foarte. A, uite, vedem un engage pe cop acum, dar au fost numai așa de... Hărăs. De hărăs. Uite că reușit să fac smooth drag-ul pizdi la cameră. Căcat. La 5.000 de ani. Da, trebuie să-l dai la mega minim camera de acceleration. La minim, nu la maxim? La mega minim și l-am la 5, cred că, sau 3. Și uite ce frumos face acum, hați, hați. Doamne, ce... Dar nu știe să joace copul, e skill-ul personal, o văd cum ratează creepy. Destul de ușor de făcut, știi? Vedeam un engage pe Floppy, acum au luat foarte mult damage, dar moare la el, nu cu ușurință. Îl omoară goangele. Și mai ia și Timber-ul. Da, nu cred că l-ajută foarte mult faptul că e la el aici, pentru că între timp, probabil cu hook-ul ăla, chiar dacă era, adică i-ar fi fost mai ușor cu exact. Timber să scape și să aibă level un pic mai mare, un level în plus e important. Hai să vedem, îl prinde pe Dazzle la mijloc aici. Îl prinde pe Dazzle, da, și vine și Ember-ul. Hop, da. Chains, da, kill asigurat. Ba nu, încă nu, încă ai, nu. Ai, e kill asigurat, nu mai are ce face. La ideea e cine ia kill-ul, ai ideea. La Viper-ul, nu-i rău. Eu l-aș fi lăsat la Ember.
Ce ai zis tu? Lion nu putea să stea liniștit pe trailing. Da, dacă stătea pe trailing. Și să-l lase pe Timber să facă level, pentru că în afară de stun-ul de ogre nu prea are cu ce să-l oprească pe Timber. Și da, îi dai stun-ul, dar nu-l burst-ui destul de repede. Nu-l burst-ui. Are reactive armor, știi, și da. Na. Are chiar două levele în reactive armor. Și de-aia zic că un level 6 înainte de ăsta ar fi însemnat ceva și Lion-ul... Plus că îi dădea mai... Exact, îl făcea și pe Fofi să nu crească. I-ai dat-o ceva mm-hmm. mai repede, știi, la Weaver. Ca să nu zic că l-apropii pe Ogre de Mana Boot și nu vrei asta. Mamă, dar copul rămasă rău de tot la farm în urmă. Important da. E că celelalte core-uri merg, adică merge Viper-ul... PA-ul se ține și el. Timber-ul cât da, de cât. Da, na, un Viper offlane care îți farmează cot la cot cu PA, eu zic că e mega câștig offlane. Da. Vedem un engage, o ratat da. Aia, că altfel ar fi ieșit jos. O ratat e un engage, swarm. Da. Și stun-ul ăla așa numai la diversitate. Da, diversitate. Pe ce crezi că o să meargă Warlock-ul acum? Și-a făcut clasic Basil și probabil că o să meargă pe Arcane, dacă nu mă înșel. Interesant că și-l ține pornit, trebuia să-l oprească totuși. Poate vedem un engage mid. Nu Hopa cred. Remană numai de Blink. Hopa, unde am pierdut frate? L-am ratat. Așa. L-am bătut iară pe Timber. Da, din cauza că au făcut level destul cât să-l bată. Dacă era singur de la început pe lane, îi ținea under level și n-avea probleme, știi? Eu nu înțeleg de ce o băgat 3 în stun ogre-ul, știi? Înțeleg că damage-ul e mare, știi? Că e moare mai mare, Lion iară. Da, moare Lion-ul. Doamne, cât de OP e swarm-ul ăla, frate. Dar știi care a fost problema? Lion-ul a stat fără mana și chiar dacă stai în exact. Fără mana să faci un hex, te-o bătut. Și Weaver-ul da. A citit asta, ziceai de 5-0, ogre. 5-0 deocamdată. Și uite un chains pe Coop. Coop nu are mana, ba are. Are mana de un blink, da. Joacă cu minte silențiu, băia deștept. Nu... Da, îl ține numai departe și e suficient. Coop-ul e level 8, Ember-ul este level 8, dar Ember-ul are bottle... Cât are Da, are drums bottle și Coop-ul are... Mario, încearcă să vorbești bottle, tu mai mult despre astea, despre statul și doar îmi zici să le arăt eu, bine? Ca să mă pot despre concentra care dintre stați-uri vrei? Păi uite, de exemplu, acum dacă ai putea să vorbești despre net worth. Păi, moment, da, trecem de la last hits, opa, bot, ok, la net worth și în momentul ăsta 3 de la Radiant, de la Citrix Team. Is core-ul, offlane și carry. Da, exact. Și minutul 9 și nu face decât să se mărească diferența. Nu se întâmplă rotații, au încercat ceva Ember-ul top. Da, s-au ferit băieții, s-au știut. S-au ferit băieții pentru că s-au anticipat mișcarea și... Gold-ul, fii atent, e linie dreaptă până la 5.000, știi? E o progresie, cum e asta, mă? Efectiv. Aritmetică, e normal. Da, aritmetică, exact. Și 1000 gold la experiență. Într-adevăr, levelele merg cât de cât, toată lumea câștigă experiență, dar gold se vede clar contribuția lui Ember și a lui... Și, de fapt, da, a lui Ember și a lui Weaver, știi? Că Weaver-ul, dacă stai să te gândești, a avut contribuție destul de mare la gold. Da. Și lor că am scăpat de sub control, dacă mă întreb pe mine. Uite și tu, deja are Perseverance, are Facebook, na. Are destul de el iar jocă cu Facebook. Bă, e singurul jucător, adică eu am mai... Bă, man, știi că am încercat și eu build-ul ăsta, dar nu merge dacă e singur pe lane. Ce am pierdut? Am pierdut Queen of Pain-ul, goddammit. La ah, și-am pierdut-o. Erau prins-o la rune. Prins-o la rune, nu? Păi da, că au... Da, de fapt, n-au grijă. Nu, au prins-o la rune. Au prins-o la rune, cum am zis. Dacă ei s-o bată la rune, o să se bată unul pe la... foarte tare, deci foarte tare. Ember și-a câștigat midul relaxat și ideea e că e deja minutul 10, nicio rotație. Ar fi trebuit să zică că bă ajutor, bă o dată, bă un smoke, un ceva, nu s-a întâmplat nimic. E minutul 10, târziu, e târziu deja și nu le merge bine niciun lane. Nu și gândește că PA-ul nici nu e destul de agresiv pe lane, putea să fie mult mai agresiv până la level 6, știi? Nu știu dacă putea. Eu cred că putea, acum desigur, sigur nu mai poate, că are și Viper ultimata, are și Ogre ultimata. Sincer, nu-i văd făcând ceva decât în momentul cât Timber-ul face destul level și iteme încât să plece de pe lane, știi, și să facă damage-ul ăla de AOE. Nici ei nu joacă destul de agresiv, nici safe lane. Opa mid iară? Nu. Vreau să te întreb, ce crezi? Merge acum Ember-ul pe un travel? Aia sunt foarte curios pentru că următoarea...
mișcare normală pentru ganguri, pentru pușuri și să înceapă să se miște câte patru și el să-ți vadă de farm și să țină lane-urile pușuite, ar fi... Am văzut că aia se joacă. Hai să vedem jos. Un engage pe Timber, e mort. Multicast. A, au scăpat foarte bine acolo. Un chain. Ce înseamnă un chain level 3, da? Oare îl urmăște Weaver-ul? Nu cred. Nu se bagă, nu se riscă. Da, dar au și prins un chain la lungime maximă. Da. Știi? Da, așa dar e. Gândește că așa putea să facă tot lane-ul dacă nu era lane acolo. Lion, știi, nu le dădea XP, nu le dădea nimic și sus poate avea o șansă să bată ăsta, Viper-ul cu Warlock-ul, știi? Uite că îl bat pe Lion. Da, frumos ultimat acolo, dată la team, nu și-o pierdut nici HP-ul, nici mana. Vedem pe Cop, o lua runa, dar doar atâta. Nino interesează, o doar fix. Da, un pic băcat chestia. Uite-te și la Ember și top, ce se întâmplă, da. Ne uităm și la Ember, între timp Cop s-a întors la farm, deci nu se continuă ceva acțiune acolo bot. În schimb aici, uite-l. Un Ember invis, îl așteaptă pe Dazzle să se desparte de grup. Și chiar dacă o să-și dea acum Shallow Grave, o să moară mai mult, că sigur o veni și Viper. Și asta e chestia, e a doua oară când ganghează Ember-ul și niciodată Cop-ul. Da, Cop-ul are level 9, nu știu ce așteaptă, să-și termine un fucking trend. O Warlock-ul vede curierul, hai, nu, dar vine acum PA-ul. Nu, dar taxează PA-ul. Îl poate bate PA-ul. Îl bate cu tot cu golem. În sfârșit, începe distracția, ok, da, vedem. Viper. Vine Ember-ul înapoi, îl prinde pe Lion off position, acolo, mult prea în față. Și Cop-ul ia foarte mult damage de la Viper. A avut blink-ul. Și acum aș permit să dea turnul, pentru că cu ulti de Warlock a luat valul deja de creep, este pușuit, se dă în turn. Da, Cop-ul nu știu ce mai așteaptă. Puțin. Cop-ul are ulti totuși ready, poate să facă un engage, dar nu vine jos nimeni. Jos vedem engage jos, de Weaver pe Timber, Weaver dar se retrage. Weaver pe Timber, mă. Turnul sus pică între timp. Da, un pic de acțiune. Din păcate, avantajul celor de la AKT îi va duce într-un snowball deocamdată, e la 7500 gold-ul. Da. Aș fi vrut să văd un match un pic mai echilibrat, sincer, de asta zic, din păcate. Eu, na, ce să zic, mă bucur pentru ei, dar e două noi dintre vrem show, știi? E tatonare, știi? Da, e show. Păi e mai înainte, aproape că am avut un pic de show, dar s-au comportat foarte bine, atât au greșit. Warlock-ul a fost puțin prea în față. Știi? Iată în jos cât minus armura. Deci ăsta Weaver-ul, Timber-ul cu ăsta, cu Guanga pe el și tot are armură pozitivă. Abia acum are armură 1 și moare de la Guanga. Ba, l-au reușit. Nu moare, i-a trecut. Vezi? Deci practic știi ce se întâmplă? Reactivă armorul ăla. Fiecare atac care îl dă Guanga aia știu. Activează reactorul. Ce tare! Dar și regenul, că aia e chestia, că nu numai armura nu ține viață, ai mărit și regenul, știi? Hai să vedem, vedem 3 de la AKT jos, au venit și Viper-ul și îl vedem pe Cop vine din spate. Da, o să vedem ceva? Dacă ar avea o inițiere bună. Zoom out. Dacă ar avea o inițiere bună, poate ar putea să-l omoare pe Floppy, dar... Așa s-a dus drept frontal. Râd, o ratat ultimata acolo și... Ce Lion era departe, dar l-a omorât pe Ogre între timp. Da. Ai, da, dar nu-i trade-ul care vrei. Exact, dai, nu s-a înțeles, trebuia să intre Lion-ul cu stun-ul pe Weaver. Trebuia să se riște Lion-ul cu Hex first, stun, da, Cop-o intra mega iure, trebuia să facă ultimul direct în spatele lui cum a intrat. Păi nu și-a dat seama, el a crezut că vine Lion probabil și prinde stun-ul, că era clar că nu poate să-l prindă în față cum l-a dat el. Bine, între timp nici pe ei nu-i foarte under farm, știi, imediat își trebuie... Uite-te mid, că vine Timber-ul și pleacă Timber-ul. Nu, da, moare Timber-ul. E foarte mort, da. Ce vreau să zic de PA. Poate totuși să readucă echipa lui în joc, știi, dacă farmează acum repede Battle Fury în 100 gold. Da, numai că first item-ul lui este un item de farm și este un Battle Fury. Uite, tot mai e moare bine. Și Dazzle jos. Da, moare Dazzle. Ce vreau să zic, mai e o șansă, știi, dacă cumva colegii lui întind jocul destul de mult, PA-ul poate să farmeze poate un BKB următorul, știi, și după aia să... Da, bă, dar zici tu că un PA care a patra poziție în net worth și cam la 50% mai puțin, mai un pic de Ember, poate să readucă match-ul? Cu câteva player bune, da. Acum hai să nu le luăm cei al lor, știi, asta încerc să zic. Eu sper la balansarea un pic a jocului să dureze destul de mult, că să avem destul de entertainment. Băsicu, e minutul 16 și la 11.000 spre probabil 12.000 gold net worth difference. Da, dar experiența nu e foarte mare, deci au nevoie de un team fight sau două foarte bune și își revin, știi? Deci, na, nu e incomensurabilă diferența asta, dar problema e că
suporții lor squishy și sunt mega underfarmed, știi, ai celor de la Windoggy. Îl vedem acum pe Viper cu un haste, poate reușește să prinde ceva. Îl vede pe Lion, se retrage. Da, dar... stun-ul ăla. Da, și vine Amber-ul, op, și urât. Și o să-l omoare și pe Dazzle. Nu a fost reacția lui, adică Dazzle, de ce ai așteptat atâta? Și acum o prind slow și pe PL. Nu știu, dar spell-ul putea să tragă de timp. O venit copul acolo să băga foarte prost. Ai de capul nostru. Timber reușește să retragă. PA-ul s-ar putea să moară acum. Are foarte mult minus armă și-o dat blink. Și cred că băieții ar trebui totuși să retragă. Sunt mult prea mi se părut că o jucau cu foarte mare frică. Da. Știi, într-un moment în care dacă rămânea ca în Dazzle-ul, încât să-și pună, chiar dacă era pe el, dar să-și pună lui Grave-ul cu copul cum era poziționat, știi? Și dacă nu se panica și Lion-ul, PA-ul aștepta perfect numai acolo, aștepta să se întâmple ceva, să se tragă cumva de timp, știi? Deci Viper-ul și... are face boots, Yasha și Shadow Blade pe curier, frate. Să mor tu care Shadow Blade-ul. Da, Weaver-ul deja își termină acum Link-ă, nu are farmatul flame-ul ăsta. Arcane boots pe Warlock, care acum poate să casteze ultimata dacă vrea asta. Deocamdată stau cu minți la turn, o să vrea să ieși turnul de level 2. Mie îmi scade ping-ul decât pe voi. Da, la mine e bine. PL-ul e pe mid, farmează cât de cât, trebuie să facă neapărat BKB-ul. Și AKT acum o să retrag o parte dintre ei, n-au nevoie să stea toți, poate să țină presiunea numai Weaver-ul. Între timp Ember își vede de travel farm. Da, și PA încearcă și el, dar nu se poate apropia de Ember, îl omoară cu ușurință Ember-ul. Da. Îi dă foarte mult magic damage, n-are nevoie să-i dea bucăți, știi? Dacă avea PA măcar un pic de lifesteal și să prindă și un crit, poate ar fi mers. Da, că-s bucăți totuși de damage, știi? Da. De physical. Da, fără lifesteal nu îi mai trebuie 1200 până la Battle Fury și lui Ember, deci o duce grozav. Foarte bine de față. Viper-ul poate să facă gank-uri câte vrea, dar alege să nu o facă. Deocamdată caută ceva în pădure, poate îl întâlnește pe PA acum, hai să vedem. Uite în pădure sus, nu, PA cred că l-a spotuit. Acolo. L-a spotuit PA-ul, copul... Man, copul nu face nimic pe hartă, ești nebun. Copul e degeaba. Îți zic sincer, nu știu, am văzut play-ul, am văzut jucătorul pur și simplu nu face față la nivelul de joc al lui Ember și al celelalte echipe. E puțin, practic... Bine, Ember acum au ratat Slayer Fist cu Shackle-ul, da. Dar e ok. Cum dracu zice asta? Zic că s-o speriat Cipicu și nu... Joacă cu foarte mare frică. Jos... Ember-ul ăsta, Ember, Weaver-ul dă HRS. Ogre, au văzut-o pe Akasha, atenție. Nu, blink safe, se pregătesc aici așa oamenii totuși. Warlock-ul nu prea dă ultimata aia, nu înțeleg de ce nu... Așteaptă momentul, așteaptă o greșeală, știi? Uite și tu cum stau de jur împrejur turnului, frate. Da. Și un ward foarte bun acolo, vezi? Întoarce-te, nu te panica, întoarce-te hex stun, oricum... Nu mai avea cum că o venit stun-ul de Ogre acolo cu multicast. Da. Și cred că turnul ăsta o să-l ia Mocha. Dar n-au ce să le facă. Oh, cum prinde multicamp. De asta acum ar putea să-și prindă ăla. Na, uite, și acum... Și acum ar putea să se întoarcă. Stau și se uită, băi, se măcar să casteze aia. Ultimata, știi? Putea să casteze ultimata că să le scadă armura. Da. Aia de Dazzle e foarte underrated ultimata. Putea și... câteodată, da-aia chestia, că ai văzut, stăteau trei oameni, se uitau la el cum stă exact. În grave. El în grave putea să dea weave-ul și ok, în ale heal. Două secunde cât ăștia dădeau un el, un ulti de Miran, un ulti doamne de Mirana. De Mirana. Cop cu două bucăți cu splash de la PA, la cum erau exact. Așezați, cred că 1-2 sigur. Exact, și heal-ul de Dazzle, mai ales dacă erau cumva prinși între eroina mici, făcea și ăla damage, nu da? Nu știu cât mai apuca că era, bine, dacă sărea mai devreme, da? Bine, să nu uităm că era ultimata de Warlock încă available, care putea să seteze toată faza, știi? Deci cât crit-o ai văzut? Nu a fost pe fază. L-a lăsat pe Warlock la 200 HP cu un dagger. Pe asta zic, ai faza, știi, să ai norocul necesar ca să faci damage. Da. Ai auzit? Un engage, chiar scos Link-ul, nu, atenție. Frumos, și frumos și l-a reușit să l omoare pe Weaver înainte să reacționeze. Și l-a prins și cu Shackle-ul. L-a prins și cu Fatal Bonds și a făcut mega Fatal mult damage. Fatal Bonds, fii atent, deci n-ai cum și fii atent că... Și-a murit și Ember acolo. Un train mai bun dacă
Dacă mă întreb pe mine, moare un PA și un Lion pentru două coruri. 1000 gold-uri la DPS, Ember. Exact, exact. Și Timber-ul ia și... O luat și... Da, ăsta este, este un pic de gold. Este 3000 gold, man, ce vorbești? 3000 gold pentru cei de la... De la Windog. Ți-am zis, genul ăsta de fight-uri de trebuie. Direct cum a pus Sentry-ul. Și-l bat. Dar nu avea Shallow Grave. Uite, vezi, de asta e foarte important să maxezi Shadow Grave-ul, știi? Shallow Grave-ul. Lumea maxează prima care e o greșeală maximă, știi, și heal-ul. Nu, frate, maxezi Shallow Grave și mid, heal în mid, pula mea, da. Pentru că se reduce cooldown-ul, uite-te și tu, dacă avea cooldown-ul, cât dracu se reduce? Până la 15 secunde și trecuse deja 15 secunde de da, 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 l-avea, l-ar fi avut. Știi, deci liniștit. Și asta e o greșeală pe care o fac cu grămadă de începători pe Dazzle. Da, într-adevăr, prima îți dă damage, îți dă slow, îți dă pull în cur, dar până la urmă nu e atât de bună, știi? Îți dă damage-ul ăla în plus, dar duration-ul e la fel. Știu ce zici, adică cel puțin ale două puncte în grave, chiar dacă ai maxat exact. Heal-ul, știi? Dar ale exact. Două puncte, bagă-le în grave, lasă una în slow exact. Și atât, e destul una. Na, probabil că o să vadă stream-ul ăsta, o să ne înjure. Dar oricum, denotat faptul că Linke nu e gata pe Weaver. E de ceva timp, dinainte să moară, era gata. Da, o da foarte mulți bani. Și el și Ember ori da foarte mulți bani. Ori da foarte mulți bani și pe eroi care contează. Da, exact. Double bind acolo. Double bind, moare Lion-ul. Timber-ul e salvat acum de către Dazzle. A reușit să dea Weaver, dar nu-l mai ajută în momentul de față. Și băieții, un pic prea mult dive, vom muri și Timber-ul de la... De la Cocorel. Da, de la The Swarm. Nu știu, ori pierdut cam mult acolo pentru nimic, dacă mă întreb pe mine. Păi pentru absolut nimic, dar chestia că nu cred că ori făcut eu greșeală, cât ori engaged foarte bine, da, engaged da, exact. Ogrălău cu Ember-ul extraordinar de bine. Da. O prins, știi cum, Ember-ul, Searing Chains-urile perfect și momentul ăla aia a fost. Băieți, acum trebuie să stea un pic cu minți, să-și dea frumos armura la turn, să aștepte să vină Dazzle-ul și cu Timber și poate să engage-ul, că ultimata de Warlock nu e acolo, știi? Dar sunt foarte prudenți. Nu mai ai ulti de Warlock, poți să, asta e singura ta șansă. Acum ar trebui să dea Weaver-ul, oprins pe 3. Da, ori aștepta prea mult iar. Nu, e bine, încă se pot întoarce. Trebuie să aștepte să le treacă Weaver-ul. Și hai să ne uităm un pic câți bani s-au cheltuit aici jos, vezi? Foarte fucking mulți bani pe atâtea ward-uri și sentry-uri. Știi, într-adevăr, e bine să ai vision, dar au exagerat un pic. Știi ce zic? Un pic de tot, un dust era mult mai eficient. Weaver-ul e foarte agresiv. E foarte scouter, agresiv, încearcă cu swarm-ul. Uite, ogre. Ogre, exact omul care trebuie să stea în față. A inițiat Viper, sare. Foarte bun Searing Chains și cu Fatal Bonds mor deja doi eroi. Moare și al treilea, Timber o să moară numai din Fatal Bonds. Am făcut la Viper, eu luat dominating-ul, dar... Dar moare și el. Și PA unde era acolo? PA-ul se bătea cu golemul. Da, o greșeală maximă. Un team wipe. Cred că se bătea cu Warlock-ul, man, nu cu golemul. Da, că l-a bătut și pe Warlock. Și după aia au dat două bucăți în golem și au venit și au întors ceilalți. 1600 da. Gol pentru AKT și 900 pentru ceilalți. Asta ne duce la un net de 12.000 de 10.000, frate. Da. Dar PA-ul rezistă acolo, mă n-are cu cine. Rezistă și n-a. Eu în continuare cum zic, Queen of Pain e mai inutil ca la Ian în momentul ăsta. Bă, își dă silința, dar nu a putut, man, a pierdut mid-ul ăla ca nimic altceva, știi? Na, și știi și tu cum e, ai echipă, na, joci cu cine joci și... Mi-a venit acum, a pierdut mid-ul ăla ca virginitatea într-o noapte de beție. Lol, cam așa, știi? Și na, dacă pierzi mid-ul, nu-i ca și cum o faci intenționat, știi? Știu că n-am făcut intențional, da, e chestia că au fost misplay-ul, zic eu, acolo de la pozițiile de suport, că Lion-ul ar fi trebuit neapărat să plece de acolo și să lasă pe Timber, deci chestia da, aia cred că exact. I-a costat foarte, foarte mult. Exact, exact, și ce vreau să zic acum, Ember-ul aproape că termină Stige, nu, dacă nu... Grijă. Ar trebui să engage. Ce cât aproape, e gata, man. Da, na, vedem manta pe Viper. Weaver-ul are Sacred Relic. Face radi, frate. Da. Păi da, nu-i târziu. Nu, nu-i deloc târziu. Mai ales la ce suport, squish și sunt pe partea alaltă, e grozav. Și uite radii. Cum nu, ele, da, știu bine de frică, nu, n-au ce să fac. Crezi că mai au o șansă, Gigi, tu ce zici?
Nu prea. Trebuie să facă AKT o greșeală maxim în momentul ăsta. Așa e că e pe greșeala celor de la AKT. Da, deci, dar nu știu ce greșeală ar putea să facă, sincer. Poate să vină toți 5 eroi să pună AFK în fața turnului de level 3, știi? Și bine, dacă... glumesc acum, orice greșeală poate să-i coste. Nu, inițiază. Or încerca doar hărăs. Bă, dar îmi place că joacă, cum să zic, joacă agresiv, dar totuși precaut cei de la AKT. Da, exact, se bagă exact când știu că trebuie să bage, dar ce să zic, man, se vede network-ul ăsta 20.000 diferențe, se vede la iteme pe ei ca nimic. Da. 26 de minute. PA-ul nu poate să facă nimic, adică el încearcă să facă backup acum după Dominator. Asta înseamnă că asta nu are extra hyper damage-ul ăla. Chiar crezi că backup-ul ăla versus un Viper, Weeper, Emperor te ajută? Nu, pentru că dacă nu mă înșel, ultimata de Viper cred că merge prin backup, îți dă slow, dar nu-ți mai dă damage-ul. Da, așa este. Și exact ce ai nevoie pentru kite, știi? L-a ratat pe floppy acum, poate trebuie să facă invers. Cum era să facă invers? Să-i scoată Linka nu cu dagger-ul și să-i prindă stun în fața bazei. Da, știi? Așa genul fi trebuit, de... să-i fi prins stun-ul, dar exact. ideea e că ce vrei să faci e să arunci stun-ul și să faci die hex-ul imediat, știi? Da. Aia vrei și atunci asigur un anime puteau rește, să-l bărstuie, nu... deci dacă îi dădeau Linka nu invers, uite și-l vedem pe Ogre în față. Ogre în față cu mult UP-ul, el exact. are deja EU-ul, are Aether Lance. Da, uite ce frumos o luat Crit. A fix a Crit o luat. Da, și a murit până la urmă totuși. Ultimata de copul o moară, da, degeaba. Da. O pierdut un erou, un mit în suport. Da, dar uite-te cum dă Lion e mort, Timber e mort, vedem și ultimata. Da. Și acum și Warlock și Floppy, vai de capul. Și PA nu are ce să facă decât să fugă, Floppy la aleargă prin bază și o da buyback Timber-ul. Uite acolo ce dă! L-a omorât pe Weaver, nu m-am așteptat la asta, foarte da, frumos. Da, dar ce, acum cu puțin noroc îl double shot-ul și pe Ember. Și pe Ember, exact, ar trebui să meargă direct pe el, dacă nu pe el, pe Warlock. Da, da, și l-a prins, dar au prins chain-urile. Frumos, l-a omorât pe Ember. Ar trebui să dea plink acum direct pe Warlock, nu se bată cu golemul. Nu, moare bate Immolation-ul, îl bate Immolation-ul, da. E da, Immolation-ul l-a bătut. Rax-urile sunt încă picioare, asta e important. Da. Și poate asta e greșeala de care aveau nevoie, man. Gold Exchange-ul nu-i foarte mare. Cred că vedem acum cine vine înapoi, vine Cipicu. Vedem Cipicu. Gold Exchange-ul de la ultimul, de la kill-ul cu PA, nu vedem de la tot fight-ul, știi? Ah, cred că de aia. Nu cred că o să pice acum niciunul dintre Rax-uri, vine și Lion, se chinuie amândoi să moare golemul, cred că expiră până l-o moară ei. Da. Pentru că o rata, ba nu mă uită, l-au reușit să-l omoare. Și se pot bucura de mini-victoria asta, dar trebuie să l-a omorât, apropo. Ziceam că se pot bucura de mini-victoria asta, ar trebui să-i pușuie creepy înapoi cât mai pot. Da. Pentru că dacă Ember-ul găsește cale de a veni în bază direct cu TP, cacă 2 și ia Rax-urile, știi? Vedem un engage și pe Viper mid. Opa, Viper pe... Da, nu cred că o să moară. Nu moare. Da, nici departe nu era să-mi bag. O bucată îi mai trebuia. Da, o bucată dacă mai apuca. Da, Mumă speed imens pe Viper. O reacție bună să scapă. Acum fii atent, Gigi. Face ideea silence. E în felul următor, că dacă mai este vreo șansă, la ce mă gândesc eu, cu lane uite dat la Ogre. Jos. Ce face Ogre? Da, nu știu, e foarte arogant și dă kill gratis. E mare mort. A, dar n-o prins ăla. Deci nu cred că scăpă Ogre cu faza asta. Nu a scăpat. Nu știu ce a fost aia. Cred că pentru prima oară a contat poison-ul maxate. Cred că și-a luat AFK sau ceva, știi? Deci Ember-ul, uite-te la Ember ce are pe el, frate, te doare mintea. Uite-te la așezarea echipelor în momentul ăsta. Aaa, ce trist, man. Îmi pare rău deja pentru ei, căcat fiule, știi? Uite ce fericiți sunt ei. Mamă, avem turn de level 1, shit. Dar fii atent că e totuși cei de la cât sunt puțin debusolați, nu știu dacă să pușuie, să da, pușuie. Da. Vedem da, două TP-uri și poate să stea liniștiți acolo. O, vedem BKB-ul frumos. Frumos ar putea să insiste. Copul ratează ultimată groaznic acolo. Groaznic. Doamne, deci faza aia se putea transforma în ceva foarte tare acolo. Deci ar fi putut să fie mega play-ul care putea să mai țină meciul în viață. Exact, mai ales că Ember-ul dădea o gârlă de bani dacă murea acolo. Vai de capul meu. Și știi acum ce, se știi pot ce e nenorocit? Că puteau să le ia măcar pe Viper, dar nu au avut detecție, nu au avut dust-ul. Da. Bine, e sentry pus acolo și uite cum pică Rax-ul de repede, groaznic. Salut. GG sal.
Încă un lane. Da. A, și vreau să zic că înainte să pice lane-ul ăsta, asta vreau să zic. Că, bă, cu un lane jos și cu barăci și cu lane-uri pușuite, ideea e că pe aia trebuia să facă. Să aștepte pe greșeala celor de la Citrix, da, de la AKT, și ai farm asigurat în bază. Deci dacă era vreo chestie, era pe greșeală una, două, trei de dincolo și cu farm asigurat în bază, în cam 7-8 minute ți-ar fi adus meciul cât de cât poate mai aproape. Bine, acum jocul se mai, o să se mai lungească un pic, e mai greu să dai jos mid-ul. Dar vedem cât, vedem cât. Nu, pentru că, na, nu ți se pare natural un roșu acum. Uite pe A. Una, două. BKB-ul, frate. No, BKB, a, 6 secunde mai avea la el. Cu el pe cooldown. Da, nu și-o dat seama. Și aici, ăsta e jocul. Nu, că e Ember-ul sare între toți, urât. Mamă, ce-i rupe. Da, deci când prinde Ember-ul, prinde Slayer Fist și cu... Da. Cum îi zice la Shackle-ul de Warlock, cu Fatal Bonds. A reușit să-l omoare pe Ember, totuși da, aproape că l-a omorât pe... Da, prea târziu. Nu, a fost greșeala, a costat meciul acum. Adică o scurtat meci. Ăsta e dezavantajul când ai un singur core, știi? Na, și eu jucat clasic cu single core, cu PA și na, nu l-am mers. Ar fi mers. Deci eu încă sunt de părere că ar fi mers dacă Lion ar fi făcut o rotație.